Salut, supare din Republica Moldova și din România. 18 iulie 24. Încet, încet, uite, ne apropiem de sfârșitul extracției mierii la floarea soarelui, numai că doar miere de floarea soarelui, nu pot să-i spui o polifloră. Ultima extracție pe anul ăsta, cu sesta care este, nu mai cred să avem și altceva, de-ar fi de acum ceva de întreținere, cu toate că avem încă câteva zeci de hectare de floarea soarelui care abia au început să înflorească, o am la un kilometru aici, un kilometru 200 poate, maxim. Suntem la ultimii stupi, aici în spatele meu, azi cald, dar au mai început să adie și vântul și a fost posibil să lucrăm toată ziua, plus ajutoarele care le am, Nea Dumitru, doamna Veronica, Viorica, eu și cu Andrei. Andrei măcar ne-a dus câte un pahar cu apă și rest și tot înainte. Cum zici, Nea Dumitru? Da. Că e tot lucru și așa lași. Ne ajută. Și acum, alaltă ieri am zis că o să fac o filmare la unul din stupii de felul ăsta cu două corpuri la el, la decules de recoltă, să vedem ce au adunat. Hai să începem să-i extragem. Am luat o altfel metodă de lucru, adică întâi scot ramele și după ce am scos ramele vine Nea Dumitru cu ramele extrase și răpijor le bag ca să nu dea albina la furtișag, adică să nu cu ramele extrase cât scot ramele pline din stup și merge treaba mai răpijor. Nu dau albine la furtișag, vreau să spun, dar nici nu ne stăruim și noi să avem lucrul ăsta. Hai să vedem ce au adunat și un stup, o familie de felul ăsta, cu două corpuri. Ia stai că o să dau un corp aici jos, să fie mai ușor mie. Uite așa, se vede frumos aici. Andrei, poți să vii mai aproape un pic? Ne-am filmează printre rame. Putem spune că albit și nu îngălbenit, de obicei la floarea soarelui și arasa și era pe aici, era tot crescută galbenă, acum e albă, chiar și mierea, aproape că nu se simte miere de floarea soarelui. Uite așa în felul ăsta. Andrei, te dai un pic mai în spate. Destul de cald și azi. Dar uite că în două zile și jumătate uite așa, rame frumos. Aici o ramă mai albă. Ne-a venit o să pun în partea asta și cu Viorica la dânsa. Iar astea care au fost puse foiță la început de cules. Uite așa.
prin intrudus și adă corpul așa la gol. Nu aducă pe rămâne. Hai, lasă, lasă fie singură. Și ultima ramă, a noua ramă, adică din corpul de recoltă. Un corp. Și partea asta la pereche mai puțin căpățit. Aici doar un pic. Așa, asta e plină la față, cum spune Costin. Asta la fel. Dar nu a apucat să căpășească. Altă ramă, la fel, plină, plină. Se vede până jos, Andrei? Eu da, merg mai repede și nu știu dacă se vede. Pline ramele. Alta la fel. Cam așa plină. Altă ramă, partea asta mai puțin, dar plină. Mai puțin căpășită am în vedere, aici mai bine căpășită. Ia, plină, pe jumătate căpășită. Și ultima ramă, cam atât. Adică e cum ieri, dar mai puțin căpășită. Atât. Mi-a venit să-mi aduc 8 rame. Uite așa, albina înapoi. Punem și capacul deasupra să nu vie albinele. Să dea la furtișag. Acum furtișagul e destul de periculos. Și să spun, cam pe final de extracție, comparativ cu anul trecut, mai puțin în mierii, la floarea soarelui, mai puțin și la salcâm. Adică ar fi cam, să spun așa, ca o cantitate cam 75% per total, per sezon activ. Cam 75% din cantitatea de miere de anul trecut. Una peste alta, eu sunt mulțumit pentru că salcâmul a început destul de devreme, în 28 aprilie a început să apară primele flori, ră și frig, floarea soarelui sășită, arșăță, dar una peste alta e bine așa, plus că mai am miere în stoc de anul trecut, adică e bine totuși să rămâi așa. Ne mai scârghem noi într-un fel că, uite, ne rămâne miere de pe an pe an, dar treaba e că, uite, vine câte un an de ăsta mai așa și trebuie să avem cantitatea de miere care să ne asigure o vânzare întreg anul calendaristic, nu doar apicol, adică. Și mai vreau să spun, în filmulețul de-alaltă eram pomenit de Ioan Ursu, din inerție o ieșit, era vorba de Ioan Olaru.
de Ioan Olaru, omul ăsta care m-a mai uitat pe la alți apicultori la fel. Tot timpul pe dânsul deranjează ceva, am zis că omul ăsta în momentul când, ca vulpea, când, strugul, când nu ajunge la struguri, spune că-s verzi și acri. Exact așa. Adică nu am nimic cu, nici cu unul, adică nici cu Ioan Ursu, nici cu Ioan Olaru. Atât am vrut să spun că domnul Olaru să nu-ți mai, să nu mai ai grijă mie, când eu port eu singur. Atât. Cam atât. Mâine, dacă îmi permite vremea de afară, poate plouă și nu-mi permite, așteptăm ploaie, că uite, pe jos, ian prezint Andrei, s-a uscat, e praf iar înapoi, toate că dimineața a plouat. Pământul uscat tare, piste măsură de uscat. Cred că o să încep să merg prin cuiburi cu deblocarea, tratamentele și așa mai departe. Deblocare dacă este nevoie, că uite, o mai trecut o săptămână și un pic de când am îmblat câțiva stupi înainte de a pleca în Bulgaria. Acum să vedem într-o săptămână cât au consumat și ce au făcut, au deblocat, n-au deblocat. Cam așa. Cam aia asta. Pentru azi mai avem și noi cât ne-a 2, 4, 6 stupi mai am. Și pentru azi 3 cu 3 corpuri, 3 cu două corpuri, adică două corpuri de recoltă plus și alți cu un corp de recoltă. Și cam am finalizat cu extracția mierii anul 24. Un an care a trecut, nu știu, după părerea mea, foarte, foarte repede, parcă ieri încă zăpadă și frig și două rame de puiet, trei rame de cu puiet. Și uite, am ajuns la sfârșit de an. Încă o dată, una peste alta, hai că e un an mulțumitor. Am avut parte și de ani mai proști, am în vedere anul 2007 și 2012. Când și-am extras la salcâm, am hrănit stupii la floarea soarelui. Acum, dacă ne-au mai dat și nouă ceva stupii, e bine așa. Stupul de pe cântar am extras, ieri n-am mai făcut o filmare. 24,5 kg o crescut de când a început floarea soarelui, plus mai avea el acolo un 3, 4, 5 kg de hrană înainte de a începe floarea soarelui, hai să spunem un 30 de kg. A fost și a avut el rezerva, plus și a adunat la floarea soarelui. E extras 16 kg jumătate. Acolo vezi bine că ei, plus minus că am adus, am luat ramele pline, am băgat altele goale, hai că o ramă e mai greu, poate e fagurile mai vechi, mai greu, alta mai ușoară, dar a ieșit 16 kg și jumătate la găleată de la stupul de pe cântar, care mi-a arătat plus la floarea soarelui, de când a început floarea soarelui, să spunem în 3 săptămâni de zile, mi-a arătat plus 24,5 kg. Atât au fost la noi. Cred că și media este cam acolo. Am în vedere, am extras 16,5 la cel de pe cântar. Și media cred că tot pe acolo, pentru că stupul de pe cântar e un stup mediu. Și am avut stup și mai proști la cantitatea de miere acum la floarea soarelui. Și am avut stupuri, cum l-am prezentat și pe ăsta, cu două corpuri, cu mult mai buni ca cel de pe cântar. Cred că cam acolo o să fie media. Pentru că suntem în extras acum, multe raming, gălezi de tot felul, încă n-am făcut un calcul cât de cât, dar cam acolo, cam 16 kg, 16 kg la stup. Și ca o cantitate de miere, că am văzut că mă întreabă acolo prin comentarii, 28 de kg am avut până la extracția la floarea soarelui, adică pomii fructiferi și am extras nu multă cantitate, plus salcâmul, adică pomii fructiferi plus salcâmul, 28 de kg. Și la floarea soarelui cred că cam aici, un 16 kg media o să fie. Cam aici, cât Andrei iese? 28 și cu 16, cât? 44, da? 44 de kg. Asta este, mult puțin, atât ai. Vă zic o zi bună la toți, culesuri bune la care le mai aveți. Eu sper ca două săptămâni de zile să mai am cules de întreținere, atât de polen cât și de
hrană glucidică din nectar, datorită floarea soarelui asta care o am acum în zonă, dacă merge ceva. Dacă nu, vedem cântarul ne arată și la urdiniș vedem și albinele, ne mai uităm la puietul arvar cum arată și intervenim, că altceva nu putem să facem. O zi bună la toți, vă spun!